Vă salut, colegi columbofili. Facem un nou antrenament astăzi. Băgăm și clipă și tu. Nu uitați-l aici. Cu clemele, cu tot ce trebuie. Poate așa o pleca și o face curaj să plece. O să angajez un număr, nu știu, cred că de până în 10 pui. După o să vreau să fac un antrenament blană cu toți. Dar să se mai acomodeze. Ne vedem pe locul de lansare. Vă salut, am ajuns și pe locul de lansare. O să vreau prima oară să-i dăm drumul pripășitului. Ia uitați-l. Sper să duc acasă. Foarte dezorientat. Lăsăm puțin să plece. El vrea să aterizeze. Cred că e calea Răzăreștiului. Se pare că s-a tot dus. Hai să-i dăm drumul și la ei noștri, la brazii. 1, 2, 3, 4, haideți, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am băgat și 2 bătrâni de-ai mei, care nu prea-mi plăcea cum zburau. Uite cum e asta, abia zboară. Nu știu de ce. Dă puturo și... Am niște pui de-n belgiențe. Știți prea bine că belgiențe de 2013 și așa că am vrea să le opresc. Pentru că mă gândesc că sunt foarte bătrâne și nu mai reproduc. Și de motivul ăsta aici. Aș face ultimul antrenament. Ăsta a fost undeva la 30 de km. Aș duce maxim 50. Ca să am și eu ceva de ei. Vedem. Se pare că a luat drumul bun. Și asta e tot ce contează. 2, 4, 6, 8, 9. Da. 9 și cu... Erau 11 cu pripășitul. Pripășitul și negru ăla, care abia zbura. Nu mai pot nici să stau mult, trebuie să ajung și la servici. Dar vedem când ajung acasă. Vă salut! Vă salut, colegi combofil. Filmăm pe seară. Porumbeii s-au întors toți. În ce condiții s-au întors toți? Toți puii ce i-am băgat, inclusiv și pripășitul. Ia uitați-l. Deci toți s-au întors. 9 pui împreună cu pripășitul. 9 s-au întors. Mai băgasem eu 2 maturi. Ăia nu s-au mai întors. Asta este ce se face. S-au întoarce ei. În rest, toți porumbeii s-au întors. Acum nu știu în ce timp, ce de ăsta, v-am zis că nu am filmat. N-are cine să stea de ei. Dar în mare parte sunt toți. Ce zic, cam atât cu vlogul de azi. Vă salut!